binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dorim ca Dumnezeu să ne dărească o inimă mulțumitoare și dacă putem să mulțumim și în dimineața aceasta, este doar harul lui Dumnezeu care s-a întrat de voi și în harul binecuvântat din ziua de astăzi. Suntem împreună în locul acesta și vorbim împreună cu toții să ne unim inimile, să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și prezența și puterea Domnului Sfânt că la uza lui Dumnezeu pentru poporul Său. Amin. Iubiți frate și sorori, vă îndemn spre expresie de ține cuvântul Domnului în dimineața aceasta. Vom ține un cuvânt al lui Dumnezeu pe care ne va îndemna, ne va însoți, ne va cerceta la timpul de rugăciune. Vom sta în fața acestor cuvinte la psalmist, la psalmul 115 și vom urmări acest cuvânt al lui Dumnezeu și vom vedea aici două mari categorii de oameni. Vă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze, să ne dea lumină, să înțelegem din ce categorie facem parte și același timp să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze în continuare. Avem nevoie de lumina din prezența și de care auzirea Domnului Sfânt peste noi, de aceea nu suntem decât la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu în dimineața aceasta să ne atingă pe fiecare dintre noi prin acest cuvânt. Amin. În Psalmul 115, vom citi cu totul, vom citi acest cuvânt, după care vom trage într-o rugăciune comună. Ne vom ruga fiecare, vom mulțumi Domnului cu recunoștință că suntem aici la final. Rog pe toate religii pe cura să rămână înaintea Domnului, cerând binecuvântarea Domnului peste întreaga lucrare din dimineața aceasta și peste întreaga slujbă care va fi în numele Domnului Iisus Hristos făcut aici. Amin. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numele Tău dă-mi slavă pentru bunătatea Ta, pentru că nici așa e Ta. Pentru ce să zică neamurile? Unde este Dumnezeul Tău? Dumnezeul nostru este în cer. El face tot ce vrea. Lăudat să fie numele Lui. Idolii lor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar n-aud. Au nas, dar nu miroase. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din hârtești lor. Ca ei sunt cei ce fac. Toți cei ce se încred în ei. Israel îi crede în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Casa lui Aron crede în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Domnul își aduce aminte de noi. El va binecuvânta. El va binecuvânta casa lui Israel. Va binecuvânta casa lui Aron. Va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul și pe cei mici și pe cei mari. Măriți să fie numele Domnului. Fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul le-a dat fiilor oamenilor. Nu morți se laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii. Ci noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în viață. Lăudați pe Domnul. Aleluia. Amin.